deșteptarea. Apropo de mâncare, sunt mai multe alerte pe teritoriul Uniunii Europene. Cred că ați tot auzit zilele astea. Ce și frică să mai mănânci înghețată, de exemplu, pe bune, că nu mai știi. Da, sunt retrase diverse alimente. Cred că cel mai cunoscut în momentul ăsta e, sau mă rog, cea mai cunoscută este înghețata, care a fost retrasă de diverse sortimente, pentru că în această înghețată există o substanță numită oxid de etilenă, care n-ar avea ce să caute acolo, potrivit reglementărilor europene. Și a apărut fix în anul ăsta sau a fost acolo și n-am știut noi de ea până acum? Asta nu mi-e foarte clar, nici nu mi-e foarte clar cum funcționează și ce face, dar am tot auzit destul de des chestiunea asta, adică în ultimele 2-3 săptămâni. Produse retrase, într-adevăr, da. Fie că e vorba de înghețată, de chiar și sucuri pentru copii la un moment dat. Da, da, și astea, suplimente nutritive, cum se cheamă respectivele, adică mă rog, știi tu, diverse lucruri pe care le ai sub formă de pastile. Cu magneziu, cu nu știu ce. Dar... Da, 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 o chestiune de genul ăsta. Deci au fost retrase mai multe loturi, colegii noștri de la Știri v-au spus. Dar noi totuși am vrut să știm, domnule, ce-i substanța asta și ce face ea și cât e de dăunătoare. Adică dacă mă apuc să mănânc înghețată din asta... Acum nu cred că toată lumea a auzit știrea și și-a aruncat înghețata din casă. E greu de urmărit. Și dacă a fost întotdeauna înghețată substanța asta sau a apărut acum? Da. De ce se întâmplă treaba? De asta am sunat-o pe doamna Rodica Dincă, profesor universitar la Facultatea de Științe și Mediu din Galați. Bună dimineața, doamnă! Bună dimineața! Bună dimineața! Ajutați-ne să înțelegem ce este această substanță, oxidul acesta de etilenă. Mulțumesc pentru invitație. În primul rând fac o mică corecție, că mă numesc Rodica Dinică. Cer scuze. Nu e nicio problemă. Această substanță e un compus chimic cunoscut de foarte multă vreme, care se utilizează în industria alimentară din, cred că dinainte de primul, de al doilea război mondial. Pentru, în primul rând s-a utilizat în timpul celui de-al doilea război mondial pentru a steriliza diverse materiale, mai ales din domeniul medical, și este utilizat în continuare în acest sens pentru că este un agent foarte activ pentru a distruge bacterii, virusuri, fungi și alte microorganisme, acționând asupra la nivel celular pe ADN. Deci iată că dacă ne gândim la oameni, într-adevăr, poate să ne facă rău, dar într-o concentrație destul de mare, pe care nu o întâlnim foarte des, pentru că studiile care s-au făcut pe această substanță ca să ateste toxicitatea s-au realizat mai ales pe oamenii care lucrau în domeniu cu această substanță, în industria chimică, spre exemplu, pentru că el este un compus extrem de utilizat în industria chimică, fiind un compus organic foarte reactiv, este utilizat în multe ramuri ale industriei. Industria chimică, în primul rând, iată, obținem un agent de răcire, etilen glicolul, obținem peptici. Ca să înțeleg așa, e o substanță foarte veche pe care omenirea o folosea la conservare, da? Sau la protecția împotriva apariției unor germeni, și Uniunea Europeană s-a gândit să o scoată din diverse rațiuni. E scoasă de curând? Da, pentru că ea, pe de altă parte, este foarte toxică atunci când acționează pe ADN, de exemplu. Se leagă foarte ușor de molecule care conțin grupări cu care ea reacționează, implicit în organismul uman, și... Pentru că, vă spuneam, pe microorganisme așa acționează. Se leagă și intervine în reacțiile biochimice care au loc și le opresc. Acum, doamna Dinică, ar trebui să ne speriem că s-ar putea ca în casele multora dintre cei care ne ascultă să fi fost o înghețată din asta, să fi fost un supliment nutritiv. E ceva care să te sperie pe loc, așa? Deci, nu știu, eu cred că nu mâncăm în fiecare zi nu știu câte kilograme de înghețată ca să ne facă rău, pentru că ca să-ți facă rău substanța asta trebuie să depășească de multe ori limita aceea care este în Uniunea Europeană, dar nu mai știu.
știu, dar e foarte mică, 0,1 mg pe kilogram, da? Iar studiile care s-au făcut la expunere de 500-700 mg pe kilogram. Dar deci cum ajunge această substanță să fie regăsită în aceste produse? La produsele de înghețată, ea e o substanță, e un gaz. Așa se sterilizează, de exemplu, multe alimente. Se spreiază, spre exemplu, se introduc în camere din acestea unde se introduce acest etilenoxid. Deci, el fiind un gaz, înseamnă că la peste 10 grade Celsius se evaporă, da? Se volatilizează. Și atunci înseamnă că prin inhalare e cea mai ușoară intoxicare și cea mai frecventă. Și mai ales, deci, ca să ne intoxicăm în felul ăsta, trebuie să fie o cantitate foarte mare în aerul respirat sau, da? Ceea ce nu se întâmplă la produsele alimentare este... Dar asta e foarte interesant. Din moment ce substanța în sine este interzisă pentru că ar putea cauza rău, în continuare ne dăm seama că e folosită totuși la sterilizarea unor produse chiar în Uniunea Europeană, că nu mă gândesc eu că importăm înghețată din... Da. E un agent foarte bun. Dacă omoară multe microorganisme, ceea ce nu se întâmplă, de exemplu, cu alcoolul etilic, care este iarăși un agent care distruge microorganisme, și atunci este folosit în continuare. Dar problema e să-l îndepărtăm. El fiind cu punct de fier, deci se volatilizează ușor, peste 10 grade Celsius, și aerul bine se elimină cu ușurință totuși această substanță de pe obiectele care se sterilizează. Problema e cu alimentele, acolo unde avem temperaturi mici, cum înghețata, aici poate să fie, adică s-a găsit în produsele acestea. Și, dar repet că nu cred că de la înghețată putem să ne otrăvim. Da. Acum e și vară, da. Doamna Dinică, mulțumim tare mult. Rodica Dinică este profesor universitar la Facultatea de Științe și Mediu din Galați. Este specializată chiar în această chestiune a chimiei alimentare. Deci omoară microorganisme respectiva substanță. Asta am înțeles. Totul este să nu ne curețe și pe noi, dar înțeleg ca să nu ne curețe, ca să ne curețe ar trebui să consumăm substanța asta în cantități foarte mari. E bine să te păzești, că tot ce înseamnă aliment făcut procesat industrial, sigur că va conține o doză mare de conservanți sau alte substanțe. Putem face o paralelă între substanța asta și benzina cu plumb, care a fost interzisă. Ultimii litri de benzină cu plumb au fost consumați în Algeria. Ei mai aveau acolo puțină benzină cu plumb și a fost interzisă pe motive ecologice, în primul rând, însă și pentru că cei care lucrau acolo în acele, cum se numesc, rafinării, cu această benzină cu plumb, se puteau intoxica grav. În ce o mai fi băga, mă, benzina aia cu plumb? În ce motor? Nu știu ce mai aveau ei pe acolo, prin Algeria. Ce tractor au mai găsit? Vreo barcă? Daci de 1310 mergeau foarte bine cu benzina cu plumb. Cred că și Aro pe motorul, cu motorul de benzină. Deci cam asta cred că ar fi paralela și cu substanța despre care ne-a povestit doamna profesor universitar. Deșteptarea